Ultimul video a fost despre cum să vorbești cu o fată prin mesaje, mesaj cu mesaj, și v-am întrebat acolo dacă vreți să fac și un video despre ce să faci la o întâlnire cu o fată. Acum, eu am mai făcut un video despre ce să faci și ce să nu faci la prima întâlnire, acum vreo 2 ani, însă în videoclipul ăsta vreau să o iau pas cu pas. Ce aș face eu exact la prima întâlnire? Hai să vedem despre ce e vorba. Bun, am stabilit ora, data și locația întâlnirii, acum vine întrebarea: cu ce mă îmbrac? Primul lucru pe care l-aș face înainte să merg la o întâlnire este să mă îmbrac cu o geacă de piele neagră. Două motive pentru care fac chestia asta. Unu, e un fel de superstiție, adică așa am fost îmbrăcat și la prima mea întâlnire ever, la 15 ani, și întâlnirea aia a mers foarte bine. Și al doilea motiv, e sexos rău, adică arăt foarte bine într-o geacă de piele neagră și cred că orice băiat din lumea asta, dacă are o geacă de piele care îi vine bine, arată bine în ea. Restul, ce vrei să porți pe sub, nu intru în detalii, niște blugi și un tricou alb pe sub și ai rezolvat problema. Al doilea lucru pe care l-aș face este m-aș aranja, m-aș asigura că arăt țiplă. Ce înseamnă asta? Păi, tuns barbă, pensam în o sprânceană, spălat pe dinți, aranjat părul. Și nu în ultimul rând, nu aș uita de parfum. Orice parfum, și un parfum la 50 de lei e mai bun decât niciun parfum. Bun, sunt pus la punct, arăt bine, miros bine, merg la locul în care trebuie să mă întâlnesc cu ea, o salut, o iau în brațe și vine al treilea lucru pe care l-aș face, aș complimenta-o. Ca să faci o impresie bună, un compliment încă din primele momente ale întâlnirii este perfect. Poți să te legi de ceva ce poartă, nu neapărat de înfățișare, pentru că ea a ales ce poartă, dar nu a ales culoarea ochilor. Deci îi arăți că apreciezi efortul pe care l-a depus ca să arate bine pentru întâlnire. Al patrulea lucru pe care l-aș face, întrebări despre ea. Chiar dacă ai mai făcut asta prin mesaje, acum poți să intri puțin mai în profunzime, să intri în detalii, pentru că sunteți față în față, e mai ușor să comunici față în față decât prin mesaje. Poți să o întrebi orice, orice îți vine prin cap. Câteodată nu înțeleg băieții care nu știu subiecte de conversație cu o fată. Adică, bro, sunt atât de multe, sunt atât de multe subiecte pe care poți să le abordezi, nici n-ai idee, orice îți vine prin cap. Acum, al cincelea lucru pe care l-aș face, aș duce-o la o cafenea. De ce o cafenea și nu al loc? Pentru că e simplu, nu te complici. Trebuie să ții cont că ești tânăr și dacă ești tânăr nu prea ai mulți bani, nu poți să o duci la restaurant de lux, să-i cumperi nu știu ce mâncare, să-i plătești și ei mâncarea. Așa poți să-i plătești o cafea sau un suc. Și e perfect pentru prima întâlnire. La o cafenea poți să stai acolo la masă și să vorbești ca să vă cunoașteți unul pe altul. În schimb, dacă mergeți la prima întâlnire la un film, nu prea poți să vorbești la un film, că deranjezi în primul rând pe ceilalți și vrei să vezi filmul. Acum, următorul pas, numărul 6. Fă ceva spontan. Fă un lucru ieșit din comun. Mereu fac asta la prima întâlnire. Aici trebuie să te folosești puțin și de mediul înconjurător. De exemplu, eu eram odată la o primă întâlnire prin parc și am văzut niște biciclete care erau la închirie. Și am zis, bă, uite, hai să închiriem bicicletele astea, să dăm o tură pe aici prin parc, ce poate merge rău. Un lucru simplu, dar spontan, a dinamizat puțin întâlnirea. Pentru că la un moment dat te saturi de atâta vorbă, te plictisești și de asta trebuie să faci și ceva spontan ieșit din comun. Ca exemplul ăsta pe care ți l-am dat cu bicicleta. Bun, a trecut ora de plimbare cu bicicleta, al șaptelea lucru pe care l-aș face, aș așeza-o pe bancă. De ce? Te las pe tine să ghicești. Al optelea pas, ce crezi că e? O săruți. Cum faci asta? Te apropii, te uiți la buzele ei și o săruți. Simplu. Am băieți care mă întreabă pe Instagram cum știu când e momentul perfect să o sărut. Frate, nu e un moment perfect. Nu există un moment perfect. Trebuie doar să aștepți până într-un moment în care nu mai vorbiți nici ea, nici tu, te apropii puțin de ea, te uiți la buzele ei și o săruți. Nimic complicat, nu încerca să o complici, nu e. Acum, există un fel de dezbatere aici. Ar trebui să o sărut la prima întâlnire? Eu aș spune, dacă nu ai experiență, da. De ce? Pentru că, în primul rând, prinzi mai multă experiență în a săruta fetele, devii mai bun la asta. Și în al doilea rând, nu... vrei și tu să săruți o fată? Bineînțeles, dacă ești la prima întâlnire ever din viața ta, ai vrea și tu să săruți o fată, să vezi cum e. Acum, dacă ai puțin mai multă experiență, ai sărutat niște fete la viața ta, păstrează-te pentru a doua sau a treia întâlnire. De ce? Pentru că e mai mult mister la mijloc. Al nouălea pas. Mergi acasă și vorbești cu ea normal, așa cum ai făcut-o și până acum prin mesaje. Și al zecelea pas. Stabilește o nouă întâlnire. Acum, când stabilești o nouă întâlnire, încearcă să o duci într-un alt loc, nu mai duci la cafenea. Du-o, de exemplu, la Târgul de Crăciun, pentru că tot vin acum sărbătorile. Și că tot vorbim de sărbători, pe 1 decembrie sărbătoresc 5 ani de advice. 5 ani în care am încercat să vă învăț
cum să fiți mai bun cu fetele. Eu sper că am reușit măcar acolo puțin. Dacă este așa, aș aprecia un like din partea ta. De asemenea, avem și un server de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele cu care adolescenții se confruntă în viața de zi cu zi. Dacă dorești să faci parte din acest server, te poți alătura canalului și vei avea acces. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!